momentul va sufla slab. Da, e clar, nu mai încape îndoială. A venit toamna, e clar că vremea este tot mai rece și începe să ne creeze diverse probleme dacă nu suntem suficient de atenți. Una dintre ele, de exemplu, poate fi durerea de umeri, care însă poate semnala atenție și alte afecțiuni. Cu mai multe informații ne ajută chiar acum colega Damiana. Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Ei bine, nu știu dacă și voi vă confruntați cu această problemă, durerile de umeri. Dar, dacă și voi vă confruntați cu această situație, ei bine, astăzi aflăm răspunsul de ce se ajunge la acest disconfort, să-i spunem. Durerile în zona umerilor pot fi date chiar de umăr sau pot fi dureri care iradiază de la nivelul coloanei cervicale. Dar, într-adevăr, cele mai multe dureri din zona umerilor vin chiar din articulația umărului, care este o articulație mai complexă. La pacienții tineri, durerile de umăr vin de obicei după un traumatism, după o luxație de umăr sau după o supra-solicitare în timpul unui efort. Cele mai multe dureri de umăr apar la pacienții peste 40-45 de ani, când apar modificări pe un fond, să zicem așa, care începe să fie degenerativ. Apar leziunile coafei rotatorilor, care sunt niște tendoane la nivelul umărului, care inițiază anumite mișcări ale acestei articulații. Poziția în timpul somnului poate agrava situația? Nu. Poziția în timpul somnului o poate agrava pe loc, dar nu poate să ducă la probleme serioase care să aibă nevoie de tratamente sau chiar și operații. Pentru că patologia la nivelul umărului este foarte, foarte bogată. E adevărat că o parte importantă se tratează prin conservator, cu medicamente și cu gimnastică medicală, dar este și un procent destul de mic prin care pacienții nu se pot trata decât chirurgical. Cum ne dăm seama că avem o problemă? Păi, în primul rând, ne doare. Ne doare și un alt simptom important la nivelul umărului. Ce fel de durere este? Este o durere insuportabilă, o durere care înțeapă? Durerea la nivelul umărului este o durere care poate fi de la o simplă jenă până la o durere extrem de mare care nu lasă să ne odihnim noaptea. Când apar dureri care ne trezesc noaptea sau nu ne putem odihni din cauza ei, atunci aproape întotdeauna e o problemă care se va rezolva chirurgical. Avem aici pe cineva care chiar întâmpină această situație. Puteți să ne arătați care ar fi o primă evaluare? Păi, în primul rând, dânsul are o limitare. Ridicați mâinile în față, vă rog, amândouă. Deci are o limitare, așa cum am vrut să vă zic, a mobilității. Ridicați în lateral mâna. Vedeți? Deci are dureri la încercarea de mobilizarea brațului și acum noi avem niște semne pe care noi le facem, care ne evaluează nouă patologia de la nivelul coafei rotatorilor. Împingeți cotul în sus, vă rog. Vedeți? Îl doare foarte tare și îi scade foarte mult forța la acest nivel. Împingeți în sus tare, 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 tare. Doare? Doare. Care este situația cea mai gravă la care se la poate fel? Ajunge? Gata, liniștiți-vă. Sunt multe teste pe care noi le facem, poate fi nevoie de operație. Acum, la pacienții peste 45 de ani, o problemă foarte frecventă este ruptura de coafă rotatorie, de tendon supraspinos, infraspinos, de tendon scapular. Și atunci, astea sunt probleme pe care le tratăm doar chirurgical. În funcție de vârsta pacientului și în funcție de alte semne pe care le are, noi hotărâm dacă mergem la operație cu pacientul respectiv, dacă încercăm mai întâi cu gimnastică medicală sau dacă numai gimnastica este tratamentul. Acest lucru nu poate decide decât un medic ortoped după ce a consultat pacientul și a făcut toate investigațiile de care are nevoie. Vă mulțumim foarte mult pentru informații. Cam atât de aici, mă întorc la voi.